Radio Tour. Ne îndreptăm azi către județul Covasna. Acesta are un potențial turistic valoros datorită peisajului său pitoresc, bogățiilor de ape minerale, mofetelor, precum și datorită existenței unor monumente istorice de artă și arhitectură. Vom vorbi astăzi despre turism balnear și despre relaxare, dar și despre posibilitățile de a include tratamentul balnear într-o vacanță activă. Claudia Bragheșiu este directoare executivă a unui complex hotelier din Covasna. Stațiunea balneoclimaterică Covasna, denumită și stațiunea celor 1000 de izvoare de sănătate sau stațiunea inimii, datorită abundenței, varietății și potențialului factorului de cură cardiovasculară, este situată în partea centrală a României, acest fapt conferindu-i un acces din toate zonele țării în timp relativ scurt. Datorită condițiilor geologice specifice, Covasna este bogată în izvoare de apă minerală variate și emanații naturale de dioxid de carbon, denumite mufete. Despre importanța tămăduitoare a apelor Covasnei stau mărturie documente datând din timpul domniei lui Mihai Viteazul. În Covasna există 4 trasee montane foarte bine puse la punct. Unul dintre ele este Covasna Lăcăuți. Lăcăuți este o stație meteorologică pe vârful montan cu același nume, la 1777 de metri altitudine. Traseul durează circa 7 ore și e marcat cu punct albastru. Totuși, Claudia Bragheșiu, directoare executivă a unui complex hotelier din Covasna, ne invită să profităm din plin de proprietățile curative ale apelor minerale. Turistul beneficiază de un pachet format din cazare, masă și tratament. Noi avem o ofertă proprie, se numește O Inimă Sănătoasă, este lansată de peste 15 ani pe piață, este cunoscută și, fiind oferta noastră proprie, încercăm de la an la an să o promovăm cât mai mult. Pe lângă serviciile de cazare și masă, turistul beneficiază de 3 proceduri de tratament care constau într-o baie cu dioxid de carbon, mofetă și o procedură de electroterapie sau de kinetoterapie. Aceste 3 proceduri fiind incluse în acest pachet de bază, suplimentar, în funcție de prescripția medicului, turistul poate beneficia și de alte proceduri în funcție de afecțiune sau de solicitare. Cea mai renumită atracție a orașului Covasna este Balta Dracului, care este chiar în centrul orașului, continuă Claudia Bragheșiu. Este o vestită baie rece, denumită și Nămolul Iadului. Acesta este un fenomen interesant hidrogeologic și a apărut ca urmare a marilor mișcări tectonice cauzate de erupțiile vulcanice din regiunile Harghita și Căliman, 8 milioane de ani în urmă. A fost pusă în evidență printr-un proiect cu ceva ani în urmă, astfel încât să fie un edificiu important al orașului. Mai avem Mocănița, tot o atracție turistică, un tren cu ecartament redus, care funcționa cândva în zona planului înclinat, unde înainte de 89 se realiza o exploatare de lemn și care acum este utilizată în scop turistic pentru turiștii curioși să circule și să se delecteze pe un anumit traseu. Am întrebat-o pe Claudia Bragheșiu care sunt afecțiunile care se tratează la Covasna. În primul și în primul rând afecțiunile cardiovasculare, afecțiunea ale tubului digestiv, afecțiuni hepatobiliare și afecțiuni asociate, afecțiuni metabolice de nutriție nevroză astenică. Afeponderea afecțiunilor tratate este următoarea. Cea a afecțiunilor aparatului cardiovascular este în proporție de 75-80%, deci este tratamentul nostru de bază, ale tubului digestiv de 10%, locomotor 5%, endocrin 5%. O importanță deosebită pe lângă apele, resursă principală a noastră, mai este ca și factor major natural, dintre afecțiunile cardiovasculare, aș aminti câteva importante, cardiopatia ischemică, insuficiența mitrală aortică compensată, hipertensiunea arterială, recuperările după accident vascular cerebral,
ulcerul varicos, varicele. O altă stațiune renumită în județul Covasna este Băile Balvanioș. Aceasta se află într-o zonă foarte liniștită, la o altitudine cuprinsă între 840 și 950 de metri. Efectul curativ al apelor de la Băile Balvanioș a început să fie valorificat încă de acum 80 de ani, din 1938. Prin climatul tonic al stațiunii și prin apele termale se tratează afecțiuni cardiovasculare, reumatismul, obezitatea, stările depresive sau stresul. Monica Caracaș, agent de turism, ne prezintă potențial turistic. În Balvanioș avem foarte multe atracții turistice și posibilități de cazare, pensiuni și hoteluri. Putem să spunem că turiștii la noi pot să facă turism montan cu drumeții, turism balnear, că avem băi, mofete, acum avem și un centru spa recent pregătit. La noi este singurul lac vulcanic din Europa, lacul Sfânta Ana, la 10 km de Balvanioș. Acolo este și groata sulfuroasă, cea mai mare mofetă naturală din Europa. Avem foarte multe băi, izvoare, tămăduitoare. Și oferta activităților celor care doresc o vacanță activă e bogată. Din lista pachetelor turistice puteți, de exemplu, să alegeți o aventură cu căruța cu coviltir în Ținutul Vulcanilor. Plecările se organizează la cerere pentru 2-4 persoane la un preț de 37 de euro de persoană pe zi. Durata programului este de 3 zile. Se mai organizează deplasări off-road, zboruri în tandem cu parapanta sau zboruri cu planorul. Iată și o ofertă de cazare în Băile Balvanioș la un hotel de 4 stele. Monica Caracaș, agent de turism. 4 nopți la 189 de euro pe persoană și pachetul include un welcome drink la sosire, cazare de 4 nopți cu mic dejun inclus, mese, 50 de lei pe zi pentru fiecare persoană, este inclus prânzul și cina și acces nelimitat la circuitul termal, la sala fitness, adventure park, avem și terenul de sport, biliard, tenis de masă. În județul Covasna se organizează și multe evenimente care pun în valoare gastronomia locală, Parada Cârnaților, Festivalul Pomana Porcului, Festivalul Florilor Comestibile, Festivalul Cartofului și Festivalul Vânătoresc sunt printre cele mai cunoscute.